de mai bine de 25 de ani. Județul este condus de stânga, sau, ar zice eu, stângaci. Iar Dolju, cred că merită o șansă la dezvoltare. O șansă care să așeze județul Dolj, din punct de vedere economic, acolo unde merită pe harta economică a României. Ne mândrim că avem unul dintre cele mai mari județe din România. Excelăm prin numărul de șomeri și prin numărul de asistați sociali. Avem cel mai mare număr de șomeri din România, avem cel mai mare număr de asistați sociali din România. Ori asta nu înseamnă dezvoltare economică. Am suficientă experiență profesională și de viață ca să nu trebuiască un an de zile să găsesc clanțele la Consiliul Județean, să nu trebuiască 2 ani de zile ca să aflu ce înseamnă și cu ce se ocupă Consiliul Județean, nu trebuie 3 ani de zile ca să aflu drumurile către cele 110 localități ale județului Dolj, excluzând Craiova, și nu trebuie 4 ani de zile ca să cunosc primarii și să știu ce probleme are fiecare localitate. Începe un nou exercițiu bugetar european. De modul cum știm să beneficiem de acest exercițiu bugetar, depinde viitorul nostru în următorul deceniu. Vom stabili o strategie de dezvoltare economică socială a județului Dolj, astfel încât fiecare localitate să aibă o șansă la dezvoltare, fiecare instituție medico-sanitară din Dolj să fie prinsă într-un sistem de modernizare la standarde europene, școlile din învățământ, tot ceea ce înseamnă învățământ preuniversitar din județul Dolj se va dezvolta, astfel încât atunci când se pune problema competitivității, fiecare elev, că e de la Potoșești Baia, că e de la Gogoșu, că e de la școala Traian, că e de la școala Mihai Viteazu din Craiovița Nouă, să aibă șanse egale. De asemenea, știu ce trebuie făcut pentru ca județul Dolj să devină principalul bazin legumicol pe culturi extratimpuri și tipuri al României. Vom stabili strategii care să interconecteze culoarele de transport regionale, acțiuni complementare, inclusiv turism, la nivel regional, și, întrucât niciun guvern, dar niciun guvern nu a pus problema dezvoltării infrastructurii de îmbunătățiri funciare, vom elabora o strategie regională de îmbunătățiri funciare, fiindcă nimeni nu mai pune problema în momentul de față a unui proiect Dunăre Jiu Olt Argeș, care asigura irigarea gravitațională a întregii Oltei. Vom face tot ceea ce trebuie pentru dezvoltarea județului. Am o profesie, am rezultate profesionale, trăiesc din profesia mea, știu să colaborez cu oamenii, știu să selectez oameni, știu să ascult oameni și am convingerea că vom stabili o echipă de coordonare a tot ceea ce înseamnă activități economice, sociale la nivelul județului, care să-mi permită să scot județul din fundătura economică și socială în care este în momentul de față. Vreau ca fiecare cetățean al județului Dolj să aibă un trai decent și, de ce nu, o viață liniștită. Vă mulțumesc!